Astăzi de Crăciun, troleibuzele turistice din capitală au devenit neîncăpătoare pentru doritorii de a afla mai multe despre Chișinău. Turul a început în apropierea Arcului de Triumf și s-a încheiat la primăria din capitală. În tot acest timp, Crăciunița le-a povestit copiilor curiozități despre cele mai importante locuri din oraș. Iar la finalul călătoriei, moșul le-a împărțit cadouri celor mici care s-au declarat impresionați de excursia. Și în troleibuz, și la brat, și la toți copiii prin Moldova. Foarte mulți copilași deștepți, înțelepți, cu minți avem în țara noastră. Din acest motiv, moșul la fiecare se străduie să vină. Ne-am înțeles? Da. Acum voi veți avea o excursie foarte bună, unde o să vă povestească despre orașul Chișinău. Când reveniți înapoi, moșul o să o întrebe pe Crăciunița și cei mai activi toți vor primi cadouri. Ne-am înțeles? Da. Ura! Zeci de copii însoțiți de părinții lor au făcut cozi în așteptarea troleibuzului. Părinții spun că este o ocazie bună pentru cei mai mici, deoarece vor afla mai multe lucruri interesante despre cele mai importante locuri din Chișinău. Iar surpriza cea mai mare este că se vor întâlni cu Moș Crăciun. Este la a treia ediție, dar până acum n-am profitat de o așa oportunitate și mi-am gândit, fiindcă copilul este în vacanță, să petrecem timpul frumos. Va fi ceva interesant? Probabil, cred că da. Și pentru maturi, la sigur, tot o să fie ceva captivant, pentru că nu în fiecare zi ascultăm istoria, de fapt, a Chișinăului. Pentru copii, minunat. E în lumea copiilor. Văd pe moșul în realitate. E super. Am înțeles, dar ați venit mai devreme, sunt dornici copii. Da, și văd că este rând și să încăpem în transport. Facem pentru copii, să-i fie lor vesel. După o muncă enormă la școală, acum sunt în vacanță, am ieșit afară cu dânși, la plimbare. Și așteptați acum? Așteptăm troleibusul, da. Cât timp așteptau troleibuzul adus de Moș Crăciun și Crăciuniță, copiii au repetat cântece și poezii pentru a-i impresiona și a primi ceva dulce la final. Vă surprize pentru tine? Da. Dar știi că pentru asta trebuie să-i spui o poezie sau un cântecel? Da. Cunoști vreo poezie? Da. Ne spui și nouă? E o zi de sărbătoare, cu mireasmă și splendoare. Peste tot e armonie, așa vreau mireasme. Moșul va sosi îndată, cu torba lui fermecată, să aducă la copii cadouri și jucării. O să primești și cadou? Nu știu. O să fie o surpriză, da? Dar știi vreo poezie, ai pregătit? Știu un cântec și o colindă. E atâta gălăgie acolo, margine de sat, chiuind de bucurie, mulți copii s-au adunat. Interesant și cu multe informații noi. Am înțeles, dar cel mai mult îl așteptați pe moșul, bă. Da. Cum credeți, o să vă ofere și cadouri, Moș Crăciun? Da. Cred că da. Reprezentanții primăriei spun că în acest an sunt foarte mulți cei care doresc să facă o plimbare cu troleibuzele decorate de sărbătoare. Două troleuri frumos amenajate cu acel spirit de Crăciun. Avem și Crăciunița, care este ghidul copilașilor, și Moș Crăciun, care oferă cadouri copiilor. Copiii sunt foarte bine pregătiți cu urături, poezii, deci spiritul sărbătorilor de Crăciun se simte și cu această ocazie invităm toți copilașii să participe la această frumoasă campanie. Excursiile tematice Cunoaște orașul alături de Moș Crăciun au ajuns în acest an la a treia ediție. Astfel de excursii vor mai fi organizate în zilele de 30 decembrie, 7, 13 și 14 ianuarie. Copiii până la 7 ani pot călători gratis însoțiți de părinți.